Cadourile sunt din ce în ce mai diverse, de la un gadget high-tech sau o cină în Viena, fără plăcintă cu bostan. De când e lumea și pământul, gusturile nu se discută și cadourile sunt de diferite feluri și în funcție de om se alege și cadoul. Desigur că sunt o categorie de persoane care acceptă și le place gen cadou, parfum, dulciuri, nu știu ce, dar ultimul timp vreau să vă spun, să vorbesc despre un lucru care chiar m-a mirat. Lumea a început să facă cadouri cărți și asta îl consideră drept un cadou intelectual. Un cadou care, mă rog, dezvoltă inteligența la oameni și asta chiar ne face plăcere, pentru că se schimbă și mentalitatea oamenilor odată cu apariția astfel de cadouri. După cum ați remarcat, la noi în magazin avem diferite feluri de cadouri, începând de la cărți, instrumente de lux, instrumente de scris, jucării pentru copii, foarte multe obiecte de gadgeturi avem, care le place foarte mult tineretului. Și de aceea, vedeți, gama este destul de diversificată, avem pentru diferite gusturi și pentru diferite categorii. Deja de câțiva ani este o tradiție frumoasă când a doua jumătate, adică jumătățile își fac cadou unui altuia, călătorii. Tot mai populare devin călătoriile de weekend, care nu implică lipsă de la servici sau plecare pe mult timp de acasă și de obicei sunt foarte aproape geografic. Majoritatea sunt în orașele europene, frumoasele capitale europene, care au tradiții bogate în petrecerea acestor sărbători. Toate ofertele noastre includ cazare 2-3 nopți, neapărat includ o excursie și cină romantică în seara de 14 februarie. De asemenea, fiecare are câte ceva foarte special. De exemplu, avem acum o călătorie la Riga, unde este inclusă în pachetul care costă doar 140 de euro. Este inclusă și intrare la un concert de jazz, deci care consider că este foarte romantic și așa cadou, la sigur, se va ține minte foarte mult timp și va fi ceva foarte deosebit. Da, aveți dreptate. Trebuie să ai și bani pentru asemenea cadouri. Trebuie să puneți bani deoparte pentru această ocazie. Ценовая политика наших подарков различна. Вы сможете найти для себя подарок до 300 лей, до 500 лей, до 1000 лей, до 5000 лей, до 7000 лей. Тем более, что мы очень рады всегда видеть своих покупателей в наших бутиках, в наших магазинах. И к этому дню, как правило, мы дарим им собственные подарки в виде праздничных скидок до 30-50%, в виде подарков, которые получают ваши спутницы в этот день, когда вы приобретаете, делаете покупку в нашем определенном магазине. Моя перевода редучерлор, chiar începând cu ziua de astăzi, avem multe produse la reducere, până la 50%. Eu cred că în jurul la 150-200 maximum lei, poate să procure ceva, nu are importanță cine, domnișoară sau domn. Deci avem cadouri la diferite prețuri, începând de la 30-40 de lei, de la o jucărie din pluș din categoria carte blanche, un ursuleț cu o inimioară unde scrie love sau un buchețel de flori, până la 300-500 și așa mai departe. Deci absolut diferite prețuri avem. Câteva exemple ar fi dintre cele mai romantice, dacă să le alegem. Veneția pentru 3 nopți costă în jur de 300 de euro, deci depinde acolo ce hotel se alege, de 3 stele sau de 4 stele. Budapesta, iarăși în jur de 250 de euro, 260 de euro. Parisul costă la 250 de euro, 350 de euro, deci iarăși depinde ce excursie se aleg, pentru că avem diferite variante, deci nu facem doar una standard și gata. Praga, frumoasa Praga, iarăși la 250 de euro. Deci, practic, toate capitalele europene sunt în acest interval de preț, 250-350 de euro. Acestea sunt doar câteva din posibilele cadouri, dar trebuie să aveți în vedere toate cheltuielile pentru un cadou de neuitat. O masă la restaurant, cu plăcintă de bostan, desigur, și alte cheltuieli prevăzute din timp, taxi, încă o sticlă de șampanie. În acea zi romantică, nu o să vă ardă de optimizarea bugetului, ar strica romantismul. Dacă aveți un card bancar, veți sta mult mai liniștiți. Mai aveți încă timp să mergeți la cea mai apropiată reprezentanță Victoria Bank și să obțineți cardul dumneavoastră gratis, doar cu buletinul. De ce Victoria Bank?
pentru că veți economisi până la 10% din bugetul din seara de Sfântul Valentin sau Dragobete. Considerăm că sărbătoarea îndrăgostiților cu cardul Victoria Bank va fi cu mult mai plăcută, deoarece puteți lua un cadou cu reduceri, pleca în călătorie cu reduceri, să luați o cină romantică și să chitați pentru aceasta mai puțin. Dar pentru a vă convinge dumneavoastră, vizitați site-ul www.victoriashopping.md sau aflați detalii la Victoria Bank. Dumneavoastră veți pune în balanță banii și cât de romantici veți fi într-o zi specială alături de persoanele iubite. Concluzia este că romantismul trece neapărat prin buzunare și stomac, desigur. Plăcintă cu bostan. Cum să plătiți mai puțin pentru necesitățile cotidiene? La magazine, farmacii, restaurante, hotele, centre de agrement, fitness, saloane de frumusețe, agenții de voiaj, spălătorii auto. Vedeți pe www.victoriashopping.md.